Traderii se așteaptă la un nou minim anual după ce Bitcoin a fost respins de pragul de rezistență de 25.000 de dolari pe unitate. Mișcarea a dus la lichidarea unor poziții în valoare totală de 150 de milioane de dolari. Prețul pentru un Bitcoin este acum de 24.000 de dolari, iar mișcările coincid cu scăderile din sectorul tech. Tencent ar putea raporta prima scădere trimesteală a veniturilor. Citi nu mai recomandă Zoom și categorizează stocul drept investiție periculoasă, fapt care a dus la o prăbușire de 20% a acțiunilor Zoom în ședința de tranzacționare de ieri, iar lista poate continua. Deși majoritatea traderilor își mută targetul sub pragul de 7.000 de dolari, margin traderii rămân bullish. Mergem la Răzvan Dumitrașcu, Head of Investments Skateboard. Bine ai venit! Salutare, bine v-am găsit! Cu toate informațiile pe care le avem, e posibil ca în perioada imediat următoare sau până la finalul anului să vedem că Bitcoin va atinge din nou un prag minim pe care nu l-am mai întâlnit? Da, e probabil o întrebare pe care toți investitorii din cripto încă și-o pun. Principal este bine să lucrăm cu probabilități, iar ce probabilități acordăm fiecărui scenariu depinde de la persoană la persoană și ar trebui să lucrăm cu certitudini. Și un pic, practic, un pic de context macro, am avut o lichiditate introdusă în piață și politica monetară acomodativă a băncilor centrale, care au venit ca răspuns al șocului venit la pandemie. Și acesta a împins fluxul de capital către toate segmentele investiționale din lume, inclusiv în cripto. Și marele avantaj în 2020 a fost că proiectele au construit în ciclul precedent de bear market și s-au întâlnit cu un grad mare de utilizare din partea proiectelor și cu capitalul venit au putut să împărească. Însă prin intrarea instituționalilor în acel moment în piață, treptat în 2020 încoace, piața cripto a început să se lege foarte mult de evoluția economiilor și de politice monetare la nivel macro. Prin urmare, evoluția prețului la Bitcoin va depinde și de cum navigăm actualul mediu inflaționist. Am văzut pe ultimul raport de inflație și cum puncta și înstate dinainte domnul Cristian Strătescu, inflația pe, să zicem, pe cifra totală a scăzut și s-a datorat în mare parte scăderii prețului la combustibil, la energie și la materiile prime. Însă o anumită parte din inflație, cea a serviciilor și cea referitoare la spații locative, cea cum ar fi chiriile, și care sunt mai sticky, sunt mai de durată, odată ce prind un segment de creștere, mai durează o perioadă până când acestea vor scădea. Acest segment al serviciilor este încă în creștere și evoluția prețului la Bitcoin va depinde foarte mult și de rapoartele viitoare, venind spre economie, raportul șomajului, raportul inflației, raportul privind comportamentul consumatorilor pe care îl avem astăzi. Și pe măsură ce vor veni mai multe date din economie, ne vom putea modifica teza investițională fiecare. Pentru că până la urmă și băncile centrale, după cum am văzut, au devenit dependente de date și au renunțat la ghidarea piețelor prin acel forward guidance. Uite, noi am mai discutat aici despre această corelare dintre Bitcoin și diferite piețe. Da? Am discutat despre corelarea dintre Bitcoin și S&P 500, dintre Bitcoin și Nasdaq, Bitcoin și obligațiuni, Bitcoin și așa mai departe. Lista poate continua la infinit. Cum, în funcție, după ce criterii se ghidează această corelare dintre Bitcoin și X indice sau X domeniu sau obligațiuni? Foarte bună întrebare. Bitcoin momentan este văzut ca un high beta tech stock, în sensul în care are un grad destul de mare de risc și cu un randament asimetric. Și high beta înseamnă că practic mișcările lui sunt mult mai volatile decât o mișcare a pieței. Dacă piața se mișcă cu 1%, foarte probabil Bitcoin se va mișca cu mai mult de 1%. Fiind un activ a cărei, să zicem, utilitate și narrative încă sunt în formare, din această cauză încă nu există, să zicem, o mai mare stabilitate pe prețul acestuia, pentru că sunt mult prea multe scenarii la care se poate ajunge în privința Bitcoin, fiecare cu anumită probabilitate. Și orice zi, cu orice știre, cum a avut și exemplu cu BlackRock acum săptămâna trecută, cele două știri importante, se modifică un pic probabilitățile privind scenariile viitoare și la unde poate ajunge acest activ și piața cripto în general. Și acum ca o ultimă întrebare, să zic așa, într-o perioadă de volatilitate crescută în cripto,
În ce criptomonede ne putem investi banii în așa fel încât să ne ferim cât de cât de această volatilitate ridicată? Criptomonede sau servicii, putem să vorbim inclusiv de finanțe descentralizate. Ce este? Probabil depinde foarte mult de gradul de sofisticare a fiecărui investitor, pentru că cei care au, de exemplu, un grad mai mare de sofisticare pot apela la instrumente financiare derivate, cum ar fi options, să-și protejeze investițiile pentru hedging. Însă un instrument la îndemână chiar oricui, fie că este retail, fie că este un investitor mai mare, instituțional, sunt pur și simplu activități de diversificare, aceea de a nu ține proverbial ouăle într-un singur coș. Există în cripto o serie de produse dedicate acestui tip de activitate, fie că vorbim în spațiu DeFi, fie că vorbim în spațiu tradițional. Și în principiu sunt acele indexuri sau fonduri și asociate cu acestea fondurile care urmăresc un index. Un index reprezintă un coș de active a cărui performanță urmărește o medie a performanțelor active incluse în funcție de proporțiile acestora. Ca și exemplu din spațiu tradițional, pentru că este mult mai ușor de făcut o paralelă, sunt S&P 500, FTSE 100 sau DAX 40, indicele care include cele mai mari companii din Germania, cele mai 40. Și ca și exemplu, noi la Stakework am răspuns unei cereri din piață și din partea comunității, tocmai pe acest segment al diversificării investiționale și al faptului să-ți conservi și să-ți diversifici investițiile și să nu investești într-un singur activ. Și am lansat doi index, acestea sunt Investec Stepwork Index, ILSI, și DAOX Index. Fiecare este specific, cu propriul narativ. Pe ILSI ne-am orientat să captăm o cât mai mare parte din evoluția pieței și ne-am uitat peste narativele cheie din piață și să avem un activ care acoperă fiecare subsegment important al pieței. În orice moment aproape avem 40% din index care prinde Bitcoin și Ethereum, pentru că sunt principalele active și motoarele de creștere pieței, dar avem restul de 60% împărțit în celelalte narrative. Și avem și indexul DAOX, care urmărește să înglobeze principalele active din segmentul de DAO. Și ceea ce este interesant este faptul că ILSI, de când l-am lansat noi, undeva prin decembrie, pe la mijlocul decembrie, a avut un randament în mare parte a evoluției sale peste Bitcoin. Și ceea ce arată că acest element de diversificare cu anumite elemente de risc care mai vin și din faptul că ești expus și pe alte active, îți pot aduce un randament mai mare decât să deții un singur activ. Sau cel puțin mai puțin riscante, să spunem. Acela este totul scopul, să scap de volatilitate și de risc. Bun, mulțumim mult pentru discuție, pentru sfaturi și te mai așteptăm tot aici la noi la Aleph Business. Să continuăm și cu alte subiecte. Mulțumesc, la revedere!